Hei, salut din nou! În momentul ăsta mă aflu în Brindabella National Park, situat undeva la 60 de kilometri de Canberra. Un traseu foarte interesant, numai viraje, dealuri, asfalt, tot ce ne trebuie. Acest parc are o suprafață de 185 de kilometri pătrați, adică este un parc întins pe o suprafață destul de mare pentru a putea fi explorat. Sunt mai multe posibilități de a face lucrul ăsta, depinde de pasiunea fiecăruia. Aici în Australia există o categorie de persoane destul de numeroase care preferă drumețiile, adică să străbată pădurile astea și munții prin La Paz, da? Mergând pe jos. Mai pot fi de asemenea bătute cu motociclete enduro, pentru că asta e partea frumoasă a parcului natural Brindabella, unde putem merge cu motocicleta pe asfalt. Majoritatea căilor de acces sunt lipsite de asfalt, da? Putem folosi de asemenea și o bicicletă, de asta mountain bike, sau chiar și o mașină 4x4. Dacă vrem să înoptăm, avem posibilitatea și de camping într-o anumită zonă a parcului. Sau chiar și pentru cei pasionați de călărie pot călări un cal fără niciun fel de problemă. Parcul natural Brindabella găzduiește de altfel și multe dintre animalele marsupiale din Australia, celebru cangur. De altfel puteți găsi canguri și în Canberra pe stradă, cum sunt câinii vagabonzi în București. Sunt multe mașini distruse de impactul cu cangurii, care sunt foarte, foarte puternici, având o masă musculară puternică și chiar la 40-50 la oră impact într-un cangur, cu siguranță ai de schimbat capotă, bară, far, radiator, deci îți face o pagubă de 2-3 mii de dolari să tot ții minte un animal așa drăguț. În rezervație găsim și ursul koala. Am avut plăcerea să mă joc cu câteva exemplare. Dar în același timp mai există și mamifere amenințate, cum ar fi cuolul sau planorul galben. Cu peste 80 de specii diferite de păsări văzute în parc, este de asemenea un paradis. Puteți întâlni acolo și pasărea emu, care este practic asemănătoare cu un struț. La fel de interesante mai sunt păsările cocktailul negru și șoimul peregrin. Acesta din urmă zboară foarte aproape deasupra capului. E o pasăre care practic de multe ori se întâmplă să-i poți da mâncare din palmă și să se așeze să mănânce grăunțe de la tine din palmă sau fructe. Dacă aveți binoclu la îndemână sau dacă aveți norocul să fiți în apropierea unui pom, puteți să vedeți bufnița puternică, care la fel este un animal protejat de statul australian. Acest parc natural se află practic în limitele tribale ale popoarelor Ngunnawal, Wallagoli și Wurundjeri. Până în prezent, această zonă are o semnificație spirituală pentru aborigeni. Cum probabil știți, aborigenii sunt primii locuitori ai Australiei. Muntele Kori se înalță pe partea vestică a parcului. Din câte mi-aduc aminte, acum vreo 3 luni de zile am postat un film despre muntele ăsta. Am ajuns, știu, până la capătul drumului, în zona respectivă, unde este și un lac de acumulare și practic se termină drumul la capătul barajului. Aceasta este o porțiune de drum care îmi place foarte mult. Practic este
un pod pe care se circulă din ambele sensuri, având în fiecare capăt câte un semafor. Țin minte că prima dată când am ajuns aici cu motocicleta, tremurau chiloții pe mine la propriu. Îmi era foarte teamă că e destul de înalt și mi se părea că merg foarte tare, nu știu cât aveam, 30 la oră acum. Lucrurile s-au schimbat mult. Păi eu zic că e suficient cu atâtea informații despre Parcul Natural Brindabela. Aș vrea acum să discut despre aplicația Waze, pe care cu siguranță o cunoașteți cu toții. Am descoperit cu ceva timp în urmă că este activă și funcția Moto. Știu că în România majoritatea șoferilor folosesc Waze. N-am auzit până acum să folosească și motocicliștii. Probabil că este la început aplicația, dar ce am descoperit este faptul că folosind aplicația pe motocicletă, practic diferența între a merge pe motocicletă și cu mașina, pe aplicația respectivă, pe programul de GPS, îți mai scurtează din perioada estimată a timpului. Ceea ce probabil calculează și faptul că te strecozi printre mașini la semafor. Mai devreme puteați observa o zonă de agrement pe marginea unui, pe malul unui râu, unde de altfel poți pescui. În Canberra nu ai nevoie de permis pentru a pescui sau de a achita vreo taxă. Există de asemenea în zona aceasta și grătare montate de către autorități, niște grătare electrice, practic ca niște plite, dar de dimensiunea unui aragaz, să zic așa, ca și înălțime, din inox, unde poți veni în weekend sau în timpul tău liber să-ți faci un grătar cu familia, cu prietenii la pădure. Există și un robinet care este aplicat acelui grătar, deci practic ai tot ce trebuie, toalete, da? Ai și măsuțe chiar acoperite să nu te bată soarele în cap sau să ți se urce berea la cap. Civilizat. Și să revenim la Waze. Aici acest program GPS nu este atât de des folosit cum se întâmplă în România, din păcate. Nu există nici sistemul ăsta de avertizare cu flash-uri prea mult dezvoltat, da? Deci nu se folosește atât de mult cum se folosește în România și există întotdeauna riscul să te ia radarul. Tocmai din motivul ăsta toată lumea conduce în limitele legale. Dar ce e foarte bun, pentru ce e foarte bună aplicația asta pentru motocicletă, are comandă vocală. Și asta îți ușurează foarte mult viața în momentul în care ești pe motocicletă, pentru că e clar că nu poți să stai să butonezi, să scrii vreo adresă bătând la taste sau nici prea plăcut să stai să oprești de fiecare dată să introduci adresa la care vrei să mergi. Asta în condițiile, bineînțeles, în care ai o cască de asta Bluetooth conectată. De altfel te anunță toate pericolele de pe drum, unde sunt montate camere de supraveghere, radare fixe, sau în cel mai fericit caz, în momentul în care alți conducători auto raportează filtre de poliție, sau, știu eu, chiar radare montate pe marginea drumului. Eu am folosit-o, folosesc și vă recomand și vouă. Puteți măcar să o încercați ca și test, așa, să o descoperiți. Practic e aceeași aplicație pe care o folosiți frecvent în mașina care vă deplasați și care vă face viața mai ușoară atunci când mergeți pe motocicletă la drumuri lungi, prin oraș sau de fiecare dată când mergeți pe două roți. Din păcate am prins linia asta continuă și
devine cam plictisitoare plimbarea asta, că nu poți să-i curăți filtrul de aer puțin, dar asta e situația. N-avem încotro. Păi cam atât pentru astăzi, dragii mei. Să aveți o zi frumoasă și asfaltul uscat. V-am pupat și pe curând. America, okay.